Continuăm seria străzilor din Craiova în compania Girafei și a echipei noastre. Și suntem pe strada Răului, șoseaua de centură sud, pe lângă câteva grămezi de gunoaie, pe lângă canalul colector decopertat. Avem un pescăruș în cadru, foarte frumos. Trecem pe lângă reprezentanța Renault-Nissan și ne îndreptăm către, mai bine zis, căutăm centrul multifuncțional. Un reper care ar trebui ușor, să fie ușor de găsit. Avem indicator pe prima la stânga. Un reper care ar trebui să fie ușor de găsit, mai ales de pe șosea de centură a orașului. Și intrăm pe o stradă, dar se vede în față centrul multifuncțional. Intrăm pe o stradă care se numește strada Târgului. Jumătate asfalt pus cu 20-30 de ani în urmă, jumătate pământ dintotdeauna. Dar aceleași capace de canalizare prezente. Deci pe sensul pe care ne deplasăm noi, strada este mai ok de a fi circulată, pe sensul celălalt este numai cu pământ și cu denivelare mari. Și în față avem centrul multifuncțional Craiova. Sesam, deschide-te. Sesam, deschide-te. Ne apropiem de o poartă închisă. Care nu permite accesul de aici. Să continuăm pe strada alăturată, să vedem pe unde se poate intra totuși. Tot așa o stradă jumătate asfalt, jumătate nimic. Un service. Avem o surpriză majoră, chiar la o altă poartă a centrului multifuncțional închisă. Ne scrie să circulăm cu 20, o limitare de viteză, dar probabil în curtea acestui minunat centru, care probabil este gol, ca de fiecare dată. Spațiile pentru chirii sunt foarte, foarte mari, pe metru pătrat, nimeni nu vine. Infrastructură zero, pe cum se observă. Deci intrarea din șoseaua de centură, care ar trebui să fie prima, adică din moment ce indicatorul o arată și te trezești pe o stradă cu pământ și în fața unui gard închis, se pare că intrarea este pe lateral, pe această intrare, unde este o barieră ridicată. Da. Da, se pare că e un loc de trecere de la școală. Și aici întâlnim modernism. Stradă amenajată, marcată, cu lumini, cu panouri fotovoltaice. Bun, da, acest centru funcțional e dat în folosință de vreo 2 ani. Multifuncțional și nu se întâmplă nimic. Păi, ce putem face ultima aici? Ultima dată a fost aici, parcă ședință din asta de partid extraordinară, a umplut sala cu oamenii de la regii. De ce n-am pus care o aplaudă, piscină, da? Și să facem water park-ul, că era mult mai simplu aici, un bazin. Deci aici, uite, filmează aici, că aici este poarta respectivă și strada. N-are legătură cu poarta Sărutului. Și? Melodia este bonus. Un gard întreg cu realizarea imensă. Aici chiar suntem și capitale locale. Aici am rămas capitală culturală europeană. Un gard întreg, urmăriți acest gard întreg. Numai banneruri care probabil că au costat sume fantastice. În urma lor a rămas un dosar penal încă nefinalizat. Păi bine, depinde cine lucrează la acest dosar, dacă lucrează cei de aici. Nu se va soluționa în veci și în pururi.
Deci procurorii aici nu există, nici DICOT, nici DNA, nici de niciun fel de procuror nu există, nici de caz, nici de necaz, nici de nimic. O, așa da. Niște chioșcuri. Să nu fie cumva lucrările maestrului Brâncuș. Nu, 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 da. Deci aici, în parcarea centrului multifuncțional, are loc anual tabăra de sculptură Craiova, o altă metodă de a sifona banii. Locul acela unde s-au apărut acele frumoase statui, Rinoceru, bustul lui Adrian Păunescu, da, care le-ați văzut prin diverse intersecții și parcuri ale orașului. Iar aici sunt niște resturi. Ah, sunt cele care au fost ultima dată la teatru, pe explanadă, da, ia uite. Vezi, compasul? Da, tătriunghiul cu gaură în el. Da. Masonii au ajuns în curtea centrului multifuncțional. Alte bucăți de marmură începute și care așteaptă tabăra de anul viitor. Eu cred că te duc în tabăra aia, că ne văd-o noi prin munți pe acolo. La tabăra de... De la Gorj. De la Gorj. E mai... Dar văd peste tot aici, tot ceva... Deci întreg gardul... Box de ăsta, K1, să ne reprezentativ. Este... O mare școală de K1, deci peste Olanda, peste... Iată și pe Moroșanu, prezent un simbol al Craiovei. Aici. Am ajuns la cealaltă barieră, unde pe timpuri... Iar aici, ca să mai plecăm, era și un paznic, dar nu mai e nimeni trebuie acum. Trebuie să ieșim ori pe sub barieră, ori să încălcăm codul rutier și să intrăm pe contrasens. Dar câtă lume aici, nu da, putem intra. Da, e foarte multă agitație. Parcare pentru ce? Într-o zi de marți la acest centru multifuncțional. N-am văzut pe nimeni pe afară, probabil că sunt în întru, sunt ocupați. Tratează afaceri la nivel înalt. Deci, de fapt, aceasta este intrarea principală. Asta este intrarea de pe... De pe Bulevardul Buluce. Și la cererea unuia dintre urmăritorii paginii noastre, vă prezentăm două din străzile alăturate centrului multifuncțional, strada Emil Racoviță. Asta a fost mare, un mare caracter, da. Tot așa, o stradă cu pământ. Au zis să-și bate joc de el. Și... În față dă către o altă ruină, fostul Icil. Să mergem până în capăt, să vedem să arăgă să-i înfundă. Privatizat prin metoda Mebo, directorul Amir Lito se află la cimitirul Ungureni și a lăsat ceva în urmă copiilor și o ruină aici din fosta fabrică. Pe tot vă întrebam mai ieri dacă noi avem și noi ceva, un brand din ăsta de Craiova, de dolci, ceva, orice. Păi asta e brandul Craiovei. Brânzică de... Avem un lucru modern construit, aproape inutil, iar lângă el adevărata Craiova, în ruine, în nămol, fără niciun fel de condiții sau cu condiții de acum 2-3 secole. Iată, nu ne aflăm la fosta închisoare Doftana, unde nu e mai fusesem anul trecut. Ne aflăm la fosta fabrică unde se producea odată pe timpul, se prelucrau 60.000 de litri de lapte. Și se produceau și chiar la bechetă, dacă nu știați, se producea cașcaval numai pentru Olanda. Veneau abțibilde care erau puse pe abțibilde cu scrise în limba olandeză și cașcavalul făcut undeva la bechet, în județul Dolj, undeva în România, în estul Europei, producea așa ceva doar pentru Olanda. Da. La doar 200 de metri de acest centru multifuncțional, străzile arată cum le vedeți, să ne întoarcem. De fapt, să virăm pe aici stânga, pentru că în față aici este bulevardul. Aici e chiar bine, credeți-ne. Așa, acum avem o stradă... Aici sunt niște oameni norocoși și locuiesc. Asfaltată, să zicem, tot așa. Acum 15-20 de ani. Multe urme de intervenții, de canalizare, de gaze, probabil, și alte lucrări. Probabil cel care s-a zbătut pentru asfaltarea acestei străzi în urmă cu vreo 20 de ani nu mai există, nu mai este printre noi. Îl pomenim și... Eventual să aprindem o lumânare pentru dânsul. Deci la stânga acum avem centrul multifuncțional și intrarea lui principală, să zicem, pe patru benzi. Iar în dreapta, bulevardul. Ceva ce leagă România de Bulgaria. Da. Iar în față o altă stradă pe care locuiesc cetățeni plătitori de taxe, cu aceleași condiții. Pământ plus piatră. Am ajuns la concluzia că lumea este mulțumită cu ceea ce are și probabil nici nu și-ar dori asfalt. Deci lumea chiar dorește. Mulți au venit în anii
70, când a fost boom-ul acela economic de la țară și acum s-au întors înapoi la țară. Aici nu puteți să întoarceți. Se fundă. Deci și dă într-o ruină ceva. Nu știu, a fost ateliere ceva care. Da, deci cam asta e Craiova reală, care nu o vedeți la știri sau în restul presei locale. Distribuiți materialele noastre mai departe și urmăriți-ne. O zi frumoasă!